La bugetul de stat, dacă nu se plătesc taxele, mă rog, impozitul pe venit și nu știu, la 3.000 de lei în țara asta. Inclusiv la Crăjinea Mocurilor, da, de ce nu? Păi ziariștii sunt peste tot, nu numai la, eu știu, presa privată, mai așa, mai patron, mai amărât, dar și la ceilalți. Așa fi corect și frumos. Înțelegeți? Și atunci chiar vorbim de democrație și de puterea peste interes. Chiar dacă nu pomine mie că mă tot criticați câteodată, mă rog, pe drept, pe nedrept sau orașul ăsta, dar trebuie să recunosc că fără presă ar fi extrem de trist. Și noi ne-am luat un cap, cine știe, am luat rază, zice, da, bă, noi suntem cei mai frumoși și mai cuviți, nu. E bine, să trage semnale de alarmă tot timpul.